Salutare, dragii mei, și bine v-am regăsit! Ați mușcat cu scaunul. Dragii mei din zodia Berbec sau cu ascendent în această zodie. Așa, scrieți mesaj. Așa, bravo. Haideți să vedem cum este posibil să fie săptămâna 17-23 februarie pentru voi, dragii mei. O nebunie totală, să spunem. Dragii mei din zodia Berbec. Haideți să vedem ce cărți au ieșit pentru voi și mă vedem noi cum le interpretăm, dacă le mai interpretăm, dacă nu, asta este. Glumesc. Prima carte pentru voi este Asul de Monede în poziție întoarsă, urmată de Cartea Compromisului din oracolul Osho în poziție întoarsă și aceasta. Și încheiat acest rând cu 9 de săbii din tarotul clasic sau aici se numește Dedication, dacă când ești tu așa dedicat unei treburi. Și vedem noi cui sunteți voi atât de dedicați. Pe rândul din mijloc, dragii mei, aveți 5-ul de monede în poziție întoarsă, urma de cartea transformării sau cartea morții din tarotul clasic, iată și ea întoarsă. Și încheiat acest rând din mijloc cu și anume The Foundation of Life, fundația vieții. Pe ultimul rând, dragii mei, aveți cartea împăratului în poziție întoarsă, urmată de cartea Lenei. Asta e în poziție de aia cum trebuie, dar mai bine n-ar fi fost. Și încheiat acest rând cu 7 de bute în tarotul clasic sau acea curățare de drumuri, iată-te întoarsă. Ca și semnături energetice, iată-te vin aici niște contradicții, dar o să facă sens imediat. Prima carte pentru voi este Joy, da? Veselia, bucuria, după care vine această carte care spune Joy, Joy, da, totuși avem aici Struggle. Și anume în momentul în care tu te chinui să faci ceva sau să forțezi niște lucruri, mai bine spus, și o să vedeți de ce spun eu acest lucru. Din partea amorului Ghebos avem două cărți și ele cu fundul în sus. Prima carte este Make the Effort. Fă acel efort de a salva probabil o relație, de a îmbunătăți o relație, ia că te e cu fundul în sus. Și mai avem și cartea care se numește Împăcarea, Reconcilierea, care și dânsa a ieșit cu fundul în sus. Bun. După care lucrurile din nou iau o întorsătură. V-am spus, la voi e așa o nebunie de culori, dar le punem noi cap la cap. Aveți cartea care se numește Blessed și anume Binecuvântarea. Bun, din partea oracolului energiilor, ia către ce carte frumoasă avem și anume Familia Fericită. Interesant. După care vine oracolul Akashic și ne dă această carte care se numește The Journey, și anume Călătoria Întoarsă. Și vin și îngerii pentru voi cu un mesaj de la Azur în această săptămână și o să vedem ce spune Azur. Haideți să vedem ce se întâmplă, dragii mei din Zodia Berbec, în această săptămână. Se pare că în această săptămână sunteți de o încăpățânare ieșită din comun, nu că nu v-ar sta în fire. E puțin accentuată în această săptămână, să spunem, tocmai de aceasta, din acest motiv vin și aceste contradicții, să spunem, da? Niște chestii opuse care se cam bat cap în cap. În capul vostru. Da, deci revenim. În această săptămână văd că unii dintre voi sunteți foarte încăpățânați. Poate vine cineva, se oferă cineva să vă ajute. Într-un fel sau altul, că e vorba de business, că e vorba de colaborare sau că pur și simplu vrea să, nu știu, să vă ajute într-un fel, nu contează în care, dar voi, în încăpățânarea voastră, spuneți în felul următor. Nu am nevoie de ajutorul nimănui. Eu știu foarte bine ce vreau, astea sunt regulile mele și nu am de gând să renunț la ele. Și asta îmi spune mie cartea împăratului în poziție întoarsă. Nu vreau să fac vreun compromis, asta gândiți voi, da? Pentru că aveți cartea compromisului întoarsă. Nu vreți să faceți absolut nicio schimbare. Cu cartea morții întoarsă, ia cât de despre asta este vorba. Dar aveți și această carte de dedicare. Dar voi sunteți dedicați în această săptămână, așa cum am spus, ideilor voastre, concepțiilor voastre, alea bătute în cuie și în această săptămână nimeni și nimic nu poate să vi le schimbe. Nu recunoașteți valoarea și aici e puțin trist, dar asta este, nu se pune nimeni cu încăpățânarea voastră, nu recunoașteți valoarea acelei persoane care vrea să vă ajute sau nu recunoașteți valoarea ajutorului în sine. Da? Este o chestie care v-ar putea scoate din niște treburi pentru că această carte, v-am spus, este și corespondentul, sau nu v-am spus, dacă nu v-am spus, o spun acum, este și corespondentul noului de săbii în tarotul clasic. Este acea carte a anxietății, a
conflictelor, să spunem, mentale. Nu că este foarte bine în situația în care sunteți, dar voi vă convingeți și faceți tot posibilul să vă convingeți că vă este bine. Da? Aveți și această carte care reprezintă foarte frumos situația în care stați, da? Stați pe pernuțe, stați pe roze, voi, Elene, să ieșiți de acolo sau nu ieșiți de acolo. Nu neapărat de lene, dar nu ieșiți acolo pentru că deja v-ați creat un confort. Deja este zona voastră de confort, în urma căreia, sau în jurul căreia, mai bine spus, v-ați creat aceste definiții, v-ați creat aceste concepte, da, și programe, și nu vreți să vi le schimbe nimeni, indiferent de ce spune, de ce face, pentru că, da, voi știți că nu este, pernuțele astea nu sunt toate 100% confortabile, dar nici nu vreți să faceți ceva, să ieșiți de acolo. Asta este treaba și anume a voastră. Da? Aveți și acest 7 de bâte în tarotul clasic întors. Nu vreți să curățați drumul, pentru că, repet, acolo sunt niște impedimente, sunt niște gunoaie adunate, dar le lăsați acolo, că voi spuneți și vă convingeți că este foarte bine, iar cu 7 de bâte, dacă ar fi fost să fie din tarotul clasic, dragii mei, nu vreți să intrați în conflict cu nimeni, da? Vreți să stați bine în locușorul călduț pe care vi l-ați făcut până acum. Nu e cald, e călduț. Sper că ați reținut această diferență, da? Pe care am făcut-o. Nu, așa cum am spus, energiile, da? Una vine și spune că e veselie, e ok, da, aveți această carte de familie fericită, așa cum o înțelegeți voi, dragii mei. Sunteți binecuvântați în această săptămână, iată ce poate fi mai frumos. Dar dați cu piciorul, să spunem, pentru că așa vreți voi și nu vă poate convinge nimeni de altceva, dați cu piciorul fie unei persoane din trecutul vostru care vrea să intre în viața voastră sau care vrea să vă ajute într-un fel, spuneți nu, mersi, la revedere, eu sunt momentan foarte bine unde sunt. Cu toate că voi visați la o călătorie, să spunem, visați fie să plecați din această situație mai devreme sau mai târziu, da, considerați că nu e momentul acum, sau poate chiar se amână o călătorie în această săptămână pentru că nu e momentul, nu e favorabil. Da, iau să se întâmple la momentul potrivit și asta vă spune și Azur. Azur spune așa, ceea ce îți dorești tu, dragul meu sau draga mea din această zodie, se va întâmpla în viitorul apropiat. Ai răbdare și credință și nu încerca să forțezi lucrurile. Poate ați încercat voi să forțați lucrurile pe aici, pe acolo și ați văzut că nu este bine. Ceea ce este și adevărat, în momentul în care ne punem noi de-a curmezișul în voia. De fapt, în legile Universului, că nimeni nu-și impune voința asupra noastră, lucrurile nu iese așa cum trebuie. Ce văd eu aici și ce v-aș sugera, dar nu trebuie să faceți cum zic eu, voi faceți oricum cum vreți voi, cel puțin în această săptămână, este să o lăsați puțin mai moale cu această încăpățânare, să vedeți care sunt și ofertele din alte părți, de la alte persoane, că s-ar putea să fie bune și s-ar putea să descoperiți mai târziu că o să vă pară rău, da? Că ați dat cu piciorul unor treburi și mai bine acceptați voi sau măcar, da, nu să acceptați, măcar luați în considerare, măcar uitați-vă pe această ofertă, uitați-vă la ce vă poate aduce, da? Stați, gândiți-vă și după aceea puteți lua voi o decizie, dragii mei. De altfel, toate bine, în afară de această, să spunem, mult spus bătălie, puțin disconfort la nivel emoțional, pentru că e chestia de orgoliu, da? Și de orgoliu și de a ieși din zona de confort și nu vă place lucrul ăsta deloc, cel puțin acum. În rest, lucrurile par a fi ok și așa cum trebuie pentru voi, în situația în care sunteți. Bun, dragii mei din Zodia Berbec sau cu ascendent în această zodie, aceasta a fost citirea pentru voi în această săptămână, dragii mei încăpățânați. Dacă v-a plăcut, dacă nu v-a plăcut, dacă ați rezonat sau nu ați rezonat, aștept comenturile voastre în secțiunea de coment. Dacă vreți să stați de vorbă cu mine în privat, veți găsi toate detaliile mele în descrierea acestui videoclip. Veți găsi și acele link-uri pentru evenimentele la care particip, și anume Cercul Femeilor Conștiente și, apropo, celor din Iași care se uită la mine, ne vede pe 23 februarie în Iași cu doamnele și domnișoarele de acolo. Bun, dragii mei, până data viitoare, când ne revedem și ne reauzim și ne reîntâlnim și la Taroscop, vreau să știți că eu vă pup și vă iubesc!